Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod din tutorial. Asta e partea a doua. Uite, ca să începem de început, am uitat să vă zic în episodul trecut de Conquest ce ar trebui să faceți. Un exemplu îl aveți pe asta. No, asta se deblochează după cum faceți și level avansat, level etică. Mina și de toate. Un exemplu ai dat pe mine, nu? Eu am level 5 în momentul de față. Am de completat, deci am avut Bishop Valley 2F como mission. Un exemplu, mă duc caut la misiuni, Bishop Valley, stai un pic ca să vedem. Da, cred că facem treaba asta. În caz dacă nu le găsiți, poate nu vă stă minte acolo, apăsați aici. Și el, un exemplu, o să vă ducă. Gen, dai pe move și te duce. Uite, aici trebuie să completezi. A trebuit să completez 6 misiuni din Bishop Valley 2F. Ok, acolo ori de la request, un exemplu de aici, la cauți Bishop Valley, Bishop King Valley, mă rog, îți dă el niște misiuni pe aici, știi unde să te duci, un Bishop pe ăsta Valley, înțeles, mă scuzați, sunt super obosit acum. Și filmez acest episod seara. Ok, m-am de completat aici. Tower of Conquest level 6, asta mă duc să-l fac. Ok, caut aici Tower of Conquest. Mă duc, dau details și am un felul următor. Aici caracter level 45. Trebuie să fac level 45. M-am două levele de făcut și trebuie să fac level la Tower Contense. Nu știu dacă am pronunțat bine numele, pe fix lângă, level 5. Ok, eu aici dau Bishop Castle Request. 15 din 38. Ai văzut? Am dat pe move și mi-a dat aici. Asta trebuie să redau. Dau pe move, să duce în continuare, dar nu le facem acum. Hai să vă explic mai în detaliat cum stă treaba cu Darksteel și așa mai departe. Dar înainte de treburile astea, o să vă arăt ceva. Te duci aici, pe cărucior. Bine, asta tot timpul o să vă apară. Te duci la step up, le cumperi, te duci la summon, deschizi, o să fie ultimul că acum ai eventul, mai ales, și acolo poți să câștigi Pokémon de asta mai pe română, legendar. Hai să vă arăt. Dar ca idee o să dureze de ceva timp, ceea ce o să fac eu acum aici. Informațiile astea le cunosc, pe Lancer și ăsta e al doilea caracter al meu. Trebuie să mă duc să-mi cumpăr mana, n-am mai fost. Acum l-am lăsat aici un pic lăbutat. Un exemplu, by the way, dacă sunteți noi, puteți să veniți aici, uitați-vă aici la Bishop Area, Bishop Town și veniți aici. Și să stați la minat, la Gaspa Auto și merge el la minat. Asta un exemplu, pot să-l lași chiar 2 zile dacă e până acolo, că o să minez foarte mult și tot ce o să minezi, o să ai nevoie să dai la Conquest, să-l faci și de level mai mare, să-ți craftezi arme pentru skill-uri, un exemplu, hai să dăm pe acum așa, și pentru skill-uri. Ok, dar nu toate. Diferența e alta. Poți să mergi la... Stai că o luăm așa. Deci aici e la minat. Bun. Ne ducem Quarry, Quarry e minatul, Gathering. Mergem la Gathering. Gathering-ul. Quarry, Gathering și Energy sunt 3 lucruri de care, vedeți aici, o să aveți nevoie tot timpul. Pentru craft la arme. În exemplu, mergem aici la un comun. Da, eu încă nu l-am făcut pe asta, că nu mă interesează chiar așa de mult. Vedeți, avem itemele astea în momentul de față. La arme, aici la albastre, deja trebuie să mergem în Magic Square. Ok, acum ne-am mai luat cu treaba asta, mergem la Magic Square. Să nu uitați, fiecare dată, la ora 6 după masa, se resetează tot timpul și o să primiți 2 bucăți. Acum, al doilea, nu v-aș recomanda să vă duceți dacă sunteți la level mic, pentru că o să muriți foarte repede. Bun, mergem la Magic Square 1F.
ce rău e când... Da, efectiv, nu prea ai avut timp și acum te pui să filmești. Mă rog, hai să trecem peste. Mergem, acum ne cumpărăm și noi... Ce ai, mă? Bun, ești la Magic Square, nu? Aia ce ai. Ori merchant, poți să-ți iei eu, tot timpul aici nu mai vin să-mi iau puțuni. Dăm aici. Pif. Mining Chamber. Ce faci? Stai la minat. Un exemplu, chestia asta poți să faci și pe acolo unde v-am arătat eu înainte. Dar poți să faci și aici. Dacă prindai pe roșie, poți să minezi mai repede, poți să iei loot-ul mai rapid decât acolo puneți tot felul de caractere, vă înțelegi? Dar vezi, ca idee, tu ai 29 de minute prima ta. Training room. Training room-ul. Stai că nu mai știu pe unde ar fi. Training. Asta e pentru training room. Ca să dați plusul la skill-ul, la asta de aici sau inner force, mă înțelegi? În jumătate de oră l-ai făcut. Bine, dar este training 1, training chamber 1, 2 și 3. Mare atenție. Hai să vedem unde ne dă acum random. Dark Darksteel. De aici faceți bănuți. Acum mă dă chiar random, mă dă. Uitați cam câte caractere sunt pe aici. Toată lumea minează, toată lumea așteaptă să se spawneze. Darksteel-ul e ăsta. Darksteel-ul. Cu asta puteți să vă craftați arme. Oricum, un exemplu, uite aici, ca să-mi craftez eu treaba asta, îmi cer 50.000 de Darksteel și eu am 37. Plus bănuți. De aia o să aveți nevoie foarte mult. Adică, enjoy, pun succes. Mergem la următorul. Gold Chamber. Gold Chamber ar însemna mergem să atacăm un pic, nu stăm tare mult că o să înceapă băieții să ne atace, mai ales că aici aveți voie să faceți PK, să știți treaba asta. Gold Chamber-ul sub de ăsta. O să vedeți voi mai încolo ce o să facem cu el. Un exemplu, nu e asta. Goldul o să fie pentru altceva. O să vedeți. Puteți să luați și bănuți. Experience Chamber 1. Aici ce faci? Ai level 20, ai venit aici, încep să ataci, vezi aici, stai că nu vezi de imagine. Aici cum crește, cum crește experiența. Faci mai repede experiență pe etc. Mergem în continuare. Ce de aici poți să iei? Mai ales ia pe experiență, bănuți, gold, coinuri de alea și iteme. Deci aici poți să faci chiar de toate. Dar e o diferență. Aici suntem Leader Camber 2. Aici e unic eu. Care deja lumea le așteaptă. L-am omorât cred că de două ori. Mi-a făcut chest, cred că se numește. Eu am furat la unul... cum zic, unic eu, mob-ul, ăsta, boss-ul. Și mi-a dat niște chesturi în care, efectiv, mi-a picat lucruri rare. Adică albastre, iteme albastre. Din Leader Camber 2. De la 2 și de la 3 e asta Leader Chamber 1. Bine, aici la Leader clar că vă pică iteme chiar bune. Deci foarte, foarte bun. Un exemplu la material și de asta, nu, asta nu, de asta albastru, un exemplu, asta numai pe aici o să le luați, dacă aveți nevoie de ele. Bun, de la 1 începe pentru iteme Uncommon. Uncommon, adică pentru de astea. Cum ar fi astea sau verzi de la cum ar fi doi romani, poate pica și albastre. Mie numai așa mi s-a întâmplat, deci eu vă povestesc din ce s-a întâmplat mie. De la doi romani albastre și de la trei, de la un pic am greu unde am fost noi aici, că o să vină lumea și o să te omoare. Vezi, training camber 2 deja a crescut. Acum nu o să vă arăt chiar când o să se primească, pentru că asta ne însemna să fac videoclipuri foarte, foarte lungi. O să stați în 29 de minute, o să stați destul, destul de mult aici, că, na, o să stați. De obicei, după ora 6, mai bine așteptați dacă să se facă un exemplu 4 dimineața, 5-6 chiar dimineața, să intrați pe joc, sau la calculator, sau prin ce vă jucați voi, și să veniți aici, pentru că atunci nu e nimeni.
nu e nimeni, atunci puteți să stați, bine, aici pe serverul 42 unde sunt eu. Mi s-a întâmplat de multe ori la 4-5 dimineața să mă trezesc și să ajung aici repede să las la format, mă înțelegeți? Bun, acum mergem în continuare că nu mai la training, care îți dă training chamber 2, training-ul faci mai rapid, în 29-30 de minute poți să le faci. By the way, după ai două tichete de fiecare dată pe zi. Dacă, de exemplu, în ziua aia când l-ai pus aici pe caracter, tu vrei să mai stai, dai pe plus și dai extend. Puf, și tu vei sta încă o dată 30 de minute. Eu acum deocamdată nu o să las. Aici la gold. Ați văzut, gold-ul fiind coinurile astea. Gold Chamber 3. Aici e un pic cam greu să stai pentru că mai are grijă, sunt jucătorii de level mai mare care o să vină. Eu, un exemplu, sunt chiar ok. Uitați aici, level 50 e chiar ok. Dar o să vină la, o să vâneze 3 romanul tot timpul. Tot timpul o să-l vâneze, pentru că acolo se dau iteme rare și pică destul de bine, de asta albastră, gen. Și de multe ori pică și de asta roșie. Ia uite, vezi cum atacă. Level 48, 49 KPS. Atacă pentru că e pus el pe auto. Aici, pe hostile și vedeți, attack player only. Deci el când a ajuns pe aici, când a ajuns un player lângă el, cum începe să atace. Ce aș vrea să vă mai povestesc vouă? Deja am primit multe mesaje în privat că la level 40 cam câți bani poți să iei pe un NFT gen pe joc, pe caracter. Ideea asta în felul următor. Nu prea aș recomanda să-l faci level 40. Cel mai mult aș recomanda să-l faci level 60, 80 chiar, cu, pun exemplu, 100 KPS sau 120 KPS, ca după aia să poți să le faci. Dar mare atenție, nu vă bazați numai pe baza asta, e foarte greu de stat să minezi. Dacă, un exemplu, te-ai blocat la o misiune, chiar și chestia asta am primit-o, ca să explic. Dacă, un exemplu, te-ai blocat la o misiune, nu se mai deblochează misiunea asta, mission, nu mai ai nicio misiune din daily. La request nimic, uite cum mai apare aici. Du-te și fă misiunile principale, main-urile, care o să vă apară cu albastru. Aia o să fie cel mai important ca să vi se poată debloca. Protection Chamber. Aici îți va da un chest pe care o să apară mai mulți mobi și tu o să începi să omori. Bine, ceea ce poate să-ți facă PK. Ăsta. Da, asta moare. Nu știu cum... Aici. Dacă dați pe semn exclamări aici, pe I-ul ăsta, o să vă arate mai multe informații. Aici e șansa cum să te poți duce. Deja când ai ajuns, un exemplu, la... Ia ca și Energy Chamber, ce v-am arătat și eu înainte, dacă vă aduceți aminte, Dark Steel Chamber, asta e 2.2%, Treasure sunt chesturile, Protection Chamber, aici nu am prins de când am eu caracterul niciodată la Protection. Ceiling Chamber, acolo e un loc în care va trebui să stai să deschizi din nou un chest, un fel de chest, e o statuie, gen, cred că așa mi-aduc și eu aminte. Demon's Chamber, n-am fost cooperat, am fost, dar foarte, foarte rar. Deci mare atenție, să urmăriți 2-ul și 3-ul roman când sunteți în Magic Square. Acum, mai aveți și Secret Pico. Secret Pico, gen, prima dată aveți Magic Square 2F-ul, care tot la fel ca ăsta, numai că aici e mai puternic. Ok, mie încă nu mi s-a deblocat asta cu 39 KPS, imediat mi se va debloca. La level 55 și 70 sunt monștri. Da. Deci la Secret Peak o să te duci înăuntru, o să începi să poți și acolo să ataci mobii, să faci tot ce faci și pe aici. De acolo nu te mai teleportezi, de acolo cauți pe mapă. O să ai boss la care probabil nu o să ajungi chiar așa la toți boșii, pentru că și pe acolo se duc un player de level 70, 80, ca să fac la level mai mic. De ce? Pentru că clar că tu având levelul ăla, un exemplu, și pe PS-ul tău mai mare,
Nu te duci la levelul tău pentru că aia te omoară, mă înțelegi? Și tu vrei să câștigi și ceilalți vor să câștige. Și așa vin la ăștia de Secret Pick 1F sau Magic Square. Magic Square 1F, unde suntem noi ăștia mai începători, mă înțelegi? Tot timpul o să vezi treaba asta. Acum, pentru a mina Durstile, v-am dat șansa asta. Altceva ați văzut. Ia, uite, Selling Chamber. Nu a apărut nimic. Aici nu știu cam dacă să mai iau. By the way, după când ați intrat pe server, să luați treburile astea, să văd băieții care vorbesc pe Discord. Le luați tot timpul. Îți dă niște unduri, pun reward în care, na, tu ai intrat pe server, treburi de genul, etc. Dacă vrei să-ți dai extend la inventar, ia vezi cum așteaptă. Level 54. Da. Sunt mulți. Nu știu dacă chiar pe toate serverele așa, dar na. Ia, uite, de vezi cum se atacă între ei. Pentru că aici e valabilă treaba. Deci aici poți să faci PK. Pe aici. Deci, uite. Acum sunt la Treasure Chamber. Aici sunt niște chesturi pe care trebuie să le deschizi și îți dă niște iteme. Hai că-ți arăt. Asta e verde. Normal, ala roșii și ala albastre să uită lumea după ele foarte mult. Ia. Vezi? Eu nici nu s-a apuc să fac nimic, o să vină să mă atace. Aha, ia, ai văzut cum mi-a dat? Asta o să vezi tot timpul nevoie de ele. Hai că ai vrut tu să faci ceva. Experience Camber 3. Dacă eu mă duc imediat să atac, la fel după cum v-am povestit, o să înceapă să vină. Că vin. Da, vin, asta e. La raiduri, când v-ați dus. V-am povestit data trecută, puteți să luați, uite, acum mi s-a schimbat și mie. Rare Dragon Blue, aici puteți să luați iteme rare, dar asta aveți într-un alt episod în care v-am învățat pe voi cum să luați iteme rare, cât și pe TikTok postez multe plicuri, așa să spunem, mai rapide. Aveți în descriere linkul către TikTok-ul meu, mergeți și dați un follow dacă vă rog și frumos, și la episodul ăsta, cât și la celelalte. Aici deja post raid-ul un pic mai mult, dar uitați-vă ce vă dau. Deci, da. Ce am observat astăzi a fost o chestie destul de ciudată. Eram aici în zona unde sunt acum și la un moment dat eram cu caracterul ăsta. Am venit unul, eram la Magic Square sau nu, cred că Secret Pick. Și a venit unul să-mi facă PK. Mă înțelegi? Ce a zis băiatul? Bă, hai că facem pe ca, hai cu un alta. Abia de a început să mă, abia de m-a atacat, adică n-a făcut față, foarte greu a murit. Dar de ce? Ia, mă scuzați de mine cu asta, o să le dau, mă rog. Pentru că, pe ăsta e sau pe cealaltă? Cred că pe ăsta e. Eu am primit de la raiduri asta. De rezistență. O bucată. Mă scuzați. Rezistența la ce trebuie? La PvP și așa mai departe. Când o să faci cu alți playeri. Sau un exemplu când ești în Magic Square și vine unul să te atace. Ok, bun. Te-ai pus cu ăsta. La rezistență. Nu mai ai nicio treabă. Bine, ai treabă, dar trebuie tot timpul să faci piesurile mai repede. Mai rapid. Cum faci piesurile? Sta la minat. Da la conquest. Ce v-am explicat în videoclipul ăsta, trebuie să-l faceți neapărat. Pe viitor o să facem mai mult, când o să aflăm mai multe, o să facem mai multe episoade, mai multe leak-uri, să vă spun așa. Acum, momentan nici eu nu pot să vă dau foarte multe leak-uri pentru că vă dați seama, trebuie să avansez și un level, pun PS-uri, să fac să fie bine. Ia uitați aici ce am primit deocamdată, coinurile, bănuții și experiența. După ce vi s-a terminat asta 15 minute, când m-am și eu aici, dar eu o să dau acum un extend, am văzut 45 de minute. Direct m-a trimis cu 45 de minute, deci avem timp efectiv să le facem pe toate. Ia uitați, am luat acum o chestie stil or. Direct, asta de aici le găsiți, mă înțelegi? Sau din raiduri, etc. Dacă am uitat ceva să zic, scrieți-mi și mie în privat, gen acolo pe videoclip, dacă ce mai vreți să mai
să mă învățați, să mai vedeți, sunteți noi acum. Ce ar trebui să faceți pe viitor? Uitați-vă și în playlist, gen în playlistul canalului, unde scrie Mir 4, acolo sunt postate mai multe episoade, să spunem așa, cât și un livestream care, na, cât de cât ajută. Cu spiritul, v-am spus în episodul trecut cum a fost toată faza. Nu de ce mult îmi place asta, adică are, dacă a jucat LOL, înseamnă cu Teemo. V-am lăsat, guys, o seară frumoasă, să vezi că pe acest episod se filmează seara și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!